Atunci când faci ceva cu pasiune, nu contează vârsta, dar dacă ai 90 de ani, este cu atât mai spectaculos. Mai ales că vorbim despre un bătrân din Marea Britanie care este șofer pe camion la 90 de ani. Omul spune că nu se lasă încă de treabă, dar asta implică să facă anumite lucruri în fiecare an pentru a profesa. Pasiunea nu are vârstă, iar dacă faci lucrurile doar plecând de la acest criteriu, nici măcar vârsta nu contează. Dar cu toate astea, uneori rămânem uimiți de puterea unora dintre noi, precum este și Brian Wilson, șofer pe camion la 90 de ani. Britanicul și-a început cariera de șofer pe camion în urmă cu șapte decenii, în 1953. Înainte de a lucra pentru ESO, domnul Wilson a început să conducă camioane blindate în timpul Serviciului Național din 1950, când a fost stat în Germania. După ce s-a întors acasă și a lucrat pentru compania petrolieră, a început să lucreze pentru o companie de transport a tatălui său. În cele din urmă a preluat firma când tatăl său a murit în anii 1970 și a condus-o de atunci. De atunci, Brian Wilson a acumulat milioane de kilometri de-a lungul anilor, dar acum se limitează la călătorii scurte de aproximativ 150 de mile. Totul depinde de cât de ocupat sunt, dar am fost ocupat săptămâna aceasta, am lucrat în fiecare zi și probabil că voi lucra mai mult de 40 de ore în această săptămână. Mâine voi lucra aproximativ 12 ore deoarece voi pleca la Birmingham la ora 5 dimineața, iar când mă întorc va fi ora 5 seara, dar acum m-am obișnuit cu asta. Lucrez pentru mine și nu aș fi făcut-o dacă aș fi lucrat pentru altcineva. Sunt atât de obișnuit să fac această muncă încât am continuat, spune șoferul de 90 de ani. În mod surprinzător, Brian Wilson nu a avut niciodată un accident în toate deceniile sale de șoferie, iar cea mai lungă perioadă de absență de la serviciu a fost de 7 săptămâni când și-a rupt piciorul la vârsta de 40 de ani relatează playtech.ro